Bine v-am găsit, dragi prieteni, eu sunt Alin Zed, iar dumneavoastră vă aflați la emisiunea Secrete la Vedere. Astăzi vom vorbi despre ceva ce tot se vorbește în ultima vreme și am zis să aducem un pic de claritate în direcția asta. Și acel ceva se numește integritate. Ce este integritatea, la ce folosește integritatea și de ce ar trebui să ne aruncăm și noi un pic de lumină asupra acestui fapt. Sunt foarte multe cărți și foarte multe documentare și foarte multe documente și foarte multe articole care vorbesc și tratează acest subiect. Însă, cumva, în cercul meu de prieteni am observat că nu prea se înțelege exact ce este aceasta o identitate. Și identitatea ar trebui să plece de la noi înșine în așa fel încât să se transforme în integritate. Pentru că pentru integritate avem nevoie de o identitate. Ceea ce este clar și ceea ce este la îndemâna oricui, ca să spunem așa, e că mintea noastră este o acumulare de informații. Dacă aici sunt eu, aici sunt eu, da? În zona aceasta, aici avem cărți, aici avem filme, aici avem documentare. Deci, practic, mintea mea este bombardată cu tot felul de informații. După care este familia aici, mai este familia, prietenii, da? Toate aceste elemente sunt informații pe care eu le consum și pe care eu mă bazez. În momentul în care eu consum un anumit nivel de educație, spre exemplu, nu am cărți, nu am documentare de calitate, am doar niște filme proaste și am de a face cu în jurul meu niște oameni care îmi oferă o informație foarte, foarte rea pentru mine și pentru dezvoltarea mea, în momentul acela încep să am o problemă. De ce? Pentru că în momentul în care eu, mintea mea s-a umplut cu aceste informații, ceea ce am făcut în esență, le-am integrat și au devenit eu. Și atunci eu încep să trag concluzii pe baza a ceea ce este în mintea mea. La fel cum corpul nostru este o acumulare de mâncare, de alimente, în momentul în care fac abuz de anumite alimente care sunt în detrimentul bunei funcționări a corpului meu, atunci ghiși ce se întâmplă? Se vede. Încep să respir mai greu, încep să nu mai încap în hainele pe care le am, încep să mă mișc mai greu. Da? Deci se vede. Ei, în momentul în care consumăm chestii care sunt împotriva noastră, începem să devenim antisociali, începem să devenim răi cu ceilalți, începem să dezvoltăm sentimente și emoții care n-au nici o legătură cu ceea ce suntem, ceea ce ne-am dorit de fapt să fim noi și cu ceea ce suntem la nivel spiritual. Pentru că plecăm de la ideea că dacă n-ar exista această parte de supraviețuire, fiecare om ar fi armonios și bun. Fiecare sufletel care ajunge în acest corp. Bun. Dar ce ne interesează pe noi este identitatea pe care noi o preluăm de aici. Și atunci întrebarea apare: contează să fiu integru? Contează integritatea pentru mine? Pentru că dacă eu am ajuns la niște concluzii în urma a ceea ce am consumat, că în viața asta nu trebuie să fii integru, că în viața asta nu trebuie să fii drept, că în viața asta nu trebuie să fii onest, cinstit, ci că în viața asta toți oamenii sunt necinstiți, iar eu am să merg pe ideea asta și am să necinstesc și eu la rândul meu, tocmai din frica ca nu cumva cineva să mă necinstească pe mine la rândul meu. Da? Ce este important de știut sunt următoarele faze. În momentul în care noi avem aceste informații, în interiorul nostru se creează o identitate. O identitate. Pe baza acestei identități crește un copac care poate fi integru sau nu. Deci putem, practic, în funcție de ce este aici,
la bază, ce asta este, sunt rădăcinile, da? Acestea sunt rădăcinile. Ce există aici, această acumulare de informații pe care am avut-o, are legătură cu dacă ne dorim să fim integri sau dacă nu. Însă, într-un studiu pe care l-am realizat cândva, mergeam la oameni și îi întrebam dacă ei sunt integri. Și după un mic moment de căutare, omul zicea da. Însă, de foarte multe ori, oamenii au căzut sub într-un dialog intern, într-un dialog interior, gândindu-se probabil dacă această identitate contează, dacă ar trebui să spună da sau nu, sau cum ar trebui să se raporteze la întrebarea mea, care era, dacă sunt integri sau nu. Și foarte mulți oameni nu știu exact ce este această integritate. Ce mai este de zis este că din informațiile pe care noi le adunăm, ne creăm această identitate după care dăm în. Însă, ce mai este de spus și este foarte important, este că noi separat tragem niște concluzii despre lume în funcție de experiențele pe care noi le avem. Așa că, în momentul în care eu am aici o experiență, da? O experiență negativă sau pozitivă, eu automat o interpretez cumva și o arunc în identitate. Adică dacă eu sunt rănit, în esență, dacă eu sunt lovit de ceva foarte puternic, dacă eu sunt într-o situație în care, pe care o gândesc și o simt ca și cum ar fi nedreaptă, în momentul acela se naște în mine un război. Pot să îl exprim sau nu? Asta în funcție de personalitatea pe care o am. Sunt introvertiți care își exprimă problemele doar atunci când beau ceva sau când se enervează foarte tare. Și sunt extrovertiții care vorbesc mereu și le exagerează uneori. Da? Deci depinde de persoană. Depinde de cine este omul în cauză. Iar această trăsătură comportamentală, când vine vorba despre a fi extrovertit sau introvertit, are undeva, își are originile tot undeva în trecutul nostru, în copilăria noastră și în ceea ce s-a înțeles despre viață și despre lumea în care trăim. Ce mai este de spus este că în momentul în care noi am preluat acele informații de pe urma experiențelor pe care noi le-am trăit, acele informații care sunt, de fapt, se transformă acum și sunt niște emoții, niște ochelari emoționali, încep să privești toată lumea cu ei. Și am mai vorbit la această emisiune despre ochelarii aceștia emoționali în momentul în care tu îți tragi, practic, experiențele, îți tragi seva din acele experiențe, ai înțeles ce ai înțeles, după care ceea ce faci, în esență, este să vezi totul doar într-o anumită lumină și să te gândești că totul este așa și nu se poate schimba absolut nimic. De aceea, foarte multor oameni le-ar plăcea să fie niște oameni integri. Dar ce este, în esență, integritatea? Când îți vorbesc despre integritate, tu la ce te gândești? Gândește-te pentru un moment. Ce înseamnă integritatea pentru tine? Care este, de fapt, sensul pe care mintea ta ți-l oferă în momentul în care tu te gândești la integritate? Ce este integritatea pentru tine? Să nu minți, să nu furi, să fii un om drept, să fii un om cinstit, să spui întotdeauna ceea ce ai de spus, să arăți întotdeauna ce ai de arătat, să fii tu și atât. Nu! În primă fază, indiferent de ce te-ai gândit tu, vreau să te mai gândești la un lucru. Vreau să facem un exercițiu împreună și să ne gândim la următoarea frază. Integritatea are întotdeauna legătură cu ceea ce îți faci tu ție. Aceasta este legătura pe care integritatea o are cu tine și cu lumea exterioară. Dacă vrei să fii integru,
Ar trebui ca atunci când nu te vede nimeni să știi cine ești și să știi foarte clar care ți sunt valorile. În momentul în care tu nu te mai abuzezi pe tine emoțional și mental, pur și simplu lucrurile se vor schimba. Nu devii integru prin alții. Nu devii integru arătându-le altora că ești cineva. Sunt anumiți oameni care sunt religioși, sunt spirituali, se duc într-o anumită direcție în care, domnule, numai valori. Însă, după ce ies din acele medii care propovăduiesc aceste valori, devin răi, devin nesuferiți, devin nedrepți, devin abuzivi chiar. Și unii stau și se miră și zic, băi, dar nu credeam că un om din ăsta care merge la biserică sau care este spiritual sau care are niște valori înalte, că așa le arată, poate fi capabil de fapte de genul acesta. Ei bine, lucrurile astea se întâmplă pentru că acei oameni vor să-și ia acea integritate, să demonstreze acel fel de a fi doar în afara lor. Întrebarea este cine ești tu atunci când ești în cameră singur, fără să te vadă nimeni. Cum te respecti tu atunci? Cum ești îmbrăcat atunci? Care sunt valorile tale atunci? Ce materiale consumi? Cum stai? Cum vorbești oamenilor care ți sunt apropiați? Ce le spui ălora? Pentru că exista un caz pe care eu îl cunosc personal, în care în momentul în care veneau în vizită oameni străini de familie, bărbatul respectiv se comporta foarte frumos. Însă cu familia lui nu făcea niciodată. Însă în prezența celor oameni străini se comporta foarte frumos. N-avea nicio problemă. Și atunci întrebarea lui era următoarea. Ce îmi pasă mie? Îmi pasă de ceva? Nu. Când îmi pasă? Când sunt ceilalți. Pentru că ei mă pot judeca, condamna, pentru că ei îmi pot oferi acces la anumite beneficii sau nu. Și atunci îmi pasă. Dar bă, ăștia de pe acasă nu mă interesează acum. Lasă-i, frate. De asta contează cum ești tu și de ce ești așa cum ești. Aceasta este o altă întrebare și vine tot din rădăcina acelui copac despre care vorbeam. În urma acelor informații pe care le-ai consumat. Acum sunt o groază de informații. Lumea a scăpat la informații. Și foarte mulți oameni observă cu stupoare, constată că nu le folosește la absolut nimic. De ce? Pentru că dincolo de toată informația de pe lumea asta, trebuie să știi unde ești tu și trebuie să știi și să înveți cum să gândești pentru tine. Chiar dacă Tony Robbins a zis nu știu ce, chiar dacă ăla este zeu în lumea asta a dezvoltării personale sau a spiritualității, nu contează. Ce spune el este bun până când te atinge pe tine în valorile tale. Adică până în momentul în care zici, bă, stai că eu nu sunt de acord cu asta. Dar din păcate, oamenii care nu sunt integri, nu au curaj să spună treaba asta. Și aici nu mă refer în partea negativă a vieții. Pentru că nu mă refer la oamenii aia care fac rău sau oamenii care sunt indezirabil, ca să zic așa. Ci mă refer la omul simplu, omul care vrea să fie bun, omul care vrea să-și aducă un aport comunității, vieții, care se întreabă de unde vine și de ce se duce și așa mai departe. El nu este integru neapărat că e altceva, ci nu știe, nu are acea identitate înfiptă în interiorul său încât să știe care sunt valorile sale în mod clar și onest. S-ar putea ca anumită în momentul în care tu știi cine ești și știi ce faci și știi care sunt valorile tale, tu nu ai să-ți notezi aceste valori pe o hârtiuță și ai să scrii când cutare spune asta, eu spun asta. Dacă cutare atinge subiectul ăsta, eu îl contracarez cu următoarea fază. Dacă cutare îmi face așa, eu îi fac lui altceva. Nu, nu se întâmplă asta. Tu ai niște valori și în momentul în care poate că nu sună rău o informație sau o faptă, sau un fapt, dar simți automat că nu este pe nivelul tău, simți că nu se pupă acolo ceva în interior, simți că ceva nu-i bine. Știi sentimentul ăla?
ceva nu-i bine, ceva nu funcționează, ceva e acolo, dar nu știi să ți-l explici, nu știi de ce. E, aia are legătură cu identitatea, cu cine ești tu, Petru, în somnul acela. De-aia, întorcându-mă la partea asta de integritate, ce vreau să spun este că în momentul în care tu ești singur, trebuie să trăiești sensibil, să te întrebi ce contează pentru tine, dincolo de cărți, dincolo de filme, dincolo de informații, pentru că le lași. Alea sunt o acumulare. La fel cum lăsăm acest corp, lăsăm și acumularea. Și ne uităm și ne gândim, păi, cam care este senzația din corpul meu? Cam ceea ce pot eu să percep? Cum vreau eu să trăiesc? Important este să am o linie. Important este să am o atitudine vis-a-vis de treaba asta. Pentru că dacă eu nu am o linie interioară, nu știu să trăiesc, nu știu ce e asta integritate, habar n-am ce mi se întâmplă. În esență, este să fiu deraiat de pe linia mea. Este să fiu dezorientat. E ca și cum aș ateriza într-o junglă și habar n-am că există puncte cardinale. Nu știu unde sunt, nu știu unde m-aș putea duce. Na? Asta se întâmplă în momentul în care nu știi. De aceea, integritatea nu are legătură cu cum te comporți tu cu ceilalți. Pentru că chiar dacă le exprim, băi, eu sunt foarte integru, voi nu aveți voie să faceți asta, sau astea sunt împotriva valorilor mele, contează ce ești tu în interior și ce ții tu în interiorul tău atunci când nu te vede nimeni. De acolo începi să dezvolți și începi să te dezvolți ca un om integru. În același timp, în momentul în care ești un om integru, tu spui ceea ce ai de spus, însă trăiești sensibil. Era o vorbă, dacă ai curaj și determinare, poți să munți munții din loc. Să muți munții fără nicio problemă. La care un înțelept zicea, dar dacă ai înțelepciune, îi lași acolo unde sunt. Că nu degeaba ai apus natura. Trebuie să ai încredere în tine. Da, trebuie să ai încredere în tine că poți să faci un lucru. Trebuie să ai încredere în tine până să te ridici din pat. Trebuie să ai încredere în tine să ieși din casă. Însă, trebuie să trăiești și sensibil. Pentru că dacă ai încredere în tine că poți să treci peste un lan, tu poți să treci peste un lan de ceva, niște culturi, dar vei lăsa multă distrugere în spate. Așa că mai bine locolești sau mai bine calci cu atenție. Și în felul acesta, totul este așa cum a fost. Este important să avem încredere în noi. Este important să fim integri. Însă în același timp este important să trăim sensibil. Să fim niște oameni care trăiesc sensibil. Pentru că dacă nu facem asta, nu vom ști dacă îi rănim pe ceilalți sau nu. Să zicem că noi suntem niște oameni integri și spunem adevărul. Noi îi spunem altui om, băi, eu îți spun ție adevărul, dar poate că omul ăla nu este pregătit să audă acel adevăr. Sau poate că tu nu te-ai pregătit destul să-l cunoști, să-l vezi și că ceea ce tu îi spui lui nu are legătură cu adevărul, ci are legătură mai mult cu dacă ești tu de acord cu ceva sau nu. De aceea este important să trăim sensibil. Integritatea are legătură și cu atunci când spun și fac ceva și cu atunci când nu spun și nu fac ceva. Pentru că dacă aleg să nu spun ceva care l-ar răni pe un om care mi este apropiat sau pe un om de stradă, atunci am câștigat. Dacă nu mă mut ușor în interiorul meu și nu sunt foarte ușor mutabil de tot felul de imagini care încearcă să-mi atragă atenția. De aceea este important să definesc ce este această integritate în interiorul meu. Este important să știu și să mă raportez corect cu înțelepciune. Că ce poate să fie această înțelepciune? În esență, este capacitatea de a analiza viața din mai multe perspective care nu sunt ale tale. Tu poți să ai 100 de perspective. Trebuie să te gândești că în fața ta este un alt om, în fața ta este o altă lume care gândește altfel. Și în momentul în care tu vrei să emiți ceva, vrei să creezi ceva, vrei să te conectezi, trebuie să ții cont că în afara ego-ului tău există o altă lume și că omul acela s-ar putea
să aibă alte valori și alte dedesubturi. Chiar dacă acel om trăiește oarecum într-o lume abuzivă, să zicem, poate că își face rău singur și tu îi spui, bă, nu mai fă asta, pentru uite ce-ți faci. El nu va auzi ceea ce îi spui tu și nu va înțelege că îi vrei binele și că îi faci un bine, ci se va simți judecat. De ce? Pentru că oamenii adesea au această tendință, pentru că au fost judecați, pentru că n-au fost înțeleși. Și acești oameni apără ceea ce fac, chiar dacă fac o prostie. Este mult mai ușor să ții de ceea ce tu ai decât să speri și să crezi în altceva. E mult mai ușor să îmbrățișezi, să strângi la piept ceea ce tu ai astăzi decât să te duci, să arunci, să te duci către altceva. De ce? Pentru că există în noi acest sistem de supraviețuire, acest instinct, acest creier reptilian pe care unii l-au numit așa. Și care are treabă cu această supraviețuire și care vrea să strângă, să tragă. Și atunci când tu lași, ești vulnerabil și nu ai decât o promisiune că va veni altceva. În momentul în care tu ești într-o relație abuzivă, toxică, în momentul în care faci asta, dar nu poți, simți că nu poți să ieși sub nicio formă. De ce nu poți să ieși? Nu poți să ieși pentru că ți este frică să lași ceea ce ai pentru o speranță care este doar o promisiune. Că va veni ceva mai bun sau că va veni altceva. De asta foarte mulți oameni rămân acolo. Și de asta și vorba românului care spune rău cu rău, dar mai rău fără exact. Rău. Și ajungem să credem lucrurile astea, ajungem să le integrăm în noi, să facă parte din identitatea noastră și pe baza acelei identități ce vom vibra, vom vibra o energie care va atrage o alta care nu ne va face bine absolut deloc. Pentru că vom persista în acea relație. De asta spun, integritatea, integru, nu ești în afara ta, ești în tine însuți. Dar ca să poți să fii integru, trebuie să mergi și să descoperi pe tine. Să înțelegi ce contează pentru tine. Să fii tu o companie bună pentru tine atunci când nimeni nu este în jur. Acestea fiind spuse, dragilor, vă las să reflectați la această dimensiune a vieții și până data viitoare, gânduri bune și mai ales alegeri inspirate.